Avem aici o drujbă românească, în garanție, care are un zgomot ciudat în partea de la ambreiaj. Ne face să vedem despre ce este vorba. Da. O bucată din sabot s-a rupt din cauza turnării. Da, trebuie să-i desfacem ambreiajul. Ca să-i desfacem ambreiajul, desfacem filtrul de aer. Să ajungem la bujie. Desfacem capacul, scoatem filtrul de aer. Desfacem pipa. Bugia. Da, a mers chiar foarte frumos motorul. Așa. Acum o să folosim aici ca să blocăm să blocăm pistonul. Folosim cheia de bujie. Punem aici, în locul bujiei. Apoi cu o șurubelniță. Așa, folosim cheia de bujie pentru a bloca aici. Așa, cu o șurubelniță și cu un ciocan. Bătem. În ambreiaj. Un șoc ar trebui să fie de ajuns. Apoi trebuie să se demontez la mână. Așa. Să vede aici bucata care s-a desprins din ambreiaj. A fost problemă din turnare. Așa, înlocuim cu un ambreiaj nou. Am uitat să vă spun, pe ambreiaj aveți sensul. Sensul de desfăcut este invers față de cel normal. Deci către săgeată bătesc ca să-l desfaceți. Acum o să-l înfiletăm în sens invers. Așa. La fel blocăm, filetăm la mână și un singur ciocan pentru a bloca ambreiajul. Okay. Nu rămâne decât să reansamblăm drujba și cam asta a fost.